Băiețelul de nici 3 anișori, pentru care televiziunea Târgu Mureș și săptămânalul Informația de Mureș au unit forțele în campania Dăruiește din suflet pentru a-l ajuta împreună cu dumneavoastră, s-a întors săptămâna trecută de la clinica din Ucraina. După 13 zile de terapie intensivă, băiețelul, suferind de tetrapareză flascospastică, reușește să-și ridice singur capul, să înțeleagă și chiar să zâmbească. Sus, 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 mamă, pune sus, la mami, pune sus, pune sus, pune sus. Bravo! E obosit, dar de obicei le facem câteva secunde sus, facem 10-15. 13 zile de tratament, multă muncă, multă recuperare. În 13 zile am recuperat cât de cât. Normal, rezultatele se cunosc după o lună. Cunoaștem deja, am venit de câteva zile și capul și-l ține mult mai bine. Înțelege ce-i spun. Gimnastica îi spun ce să facă și face. Și toate astea datorită dumneavoastră, celor care ați donat din suflet atât cât ați putut. Și pentru toate astea, Darius vă este recunoscător, iar Alina, mama băiețelului, vă mulțumește. Vreau să-i mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au ajutat să-i ofere la Darius șansa de a fi sănătos. În urmă cu 2 ani și jumătate, Darius a venit pe lume, în opinia multora, condamnat la un scaun cu rotile. A fost doar dârzenia părinților săi care au crezut că Darius poate fi un copil ca oricare altul. Cu toate că diagnosticul a fost unul extrem de dur, tetrapareză flascospastică combinat cu o întârziere mentală. Acum, după cea de-a treia ședință de terapie la clinica din Ucraina, băiețelul dă semne de revenire. Totuși, mai are nevoie de cel puțin alte 6 ședințe. În urma acestora, în mai puțin de 3 ani, ar putea să facă primii pași singur.